Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, iată titlurile ediției. Sfinții Vasile Grigore și Ioan pomeniți la Colegiul Ion Maiorescu. Donație de la japonez pentru Spitalul Giurgiu. Sânge de la giurgiuveni pentru Spitalul Elias. Controle ale comisarilor OPC la magazinele cu reduceri. Arme de foc confiscate de polițiști giurgiuveni. Pe 30 ianuarie, în toate bisericile din Giurgiu s-au ținut slujbe religioase. În calendarul creștin ortodox sunt sărbătoriți sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Cei trei sfinți ierarhi au fost pomeniți și la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu, unde a fost oficiat tradiționalul Tedeum de mulțumire de către preoții care predau religia la această școală. Pentru colegiul acesta și pentru cei ce-o credință cu evlavie, intră și studiază în trânsul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru, Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru cinstita preoțime și pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Dumnezeu asupra tinerilor acestui colegiu Duhul Înțelepciunii al Înțelegerii, să le deschidă mintea și cugetul să le lumineze spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Cu ocazia aniversării patronilor spirituale ai colegiului, la această slujbă au luat parte Consiliul Profesoral, conducerea liceului și elevi, care au ascultat pioși și plini de emoție slujba de pomenire a celor ce au fost profesori și directori de-a lungul timpului la Colegiul Național Ion Maiorescu. Acesta este obiectivul pentru anul 2013, să reușim reconsolidarea celorlalte două corpuri de clădire și sperăm că îi vom avea alături și pe reprezentanții oficialităților locale. Au fost, sunt și cred că vor fi alături de noi. Le mulțumim pentru prezență și pentru toate demersurile pe care le-au făcut și le vor face. Alături de gazda a participat și deputatul Nicolae Florian, care a declarat că se simte onorat să participe la această mare sărbătoare alături de foștii săi profesori, deputatul PSD fiind un fost elev al acestui liceu de elită din Giurgiu. Vreau să vă spun că ori de câte ori pășesc pragul acestui liceu, sunt cuprins de emoție și mă simt exact ca la vârsta dumneavoastră celor prezenți care sunteți încă liceeni, pentru că iar astăzi am alături de mine și pe domnul diriginte Manda și pe doamna profesoară Manda de matematică, care m-au făcut pe mine om. Iar eu nu pot să uit că acest liceu Maiorescu m-a creat și pe mine și cu acest prilej doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră și tuturor giurgiuvenilor pentru faptul că au avut încredere în mine și m-au trimis în Parlamentul României. Din partea municipalității a fost prezent viceprimarul Alexandru Vladu, care a subliniat în discursul său faptul că primăria face demersuri pentru a sprijini Colegiul Național Ion Maiorescu alături de parlamentarii de Giurgiu pentru ca această instituție de învățământ să-și poată desfășura activitatea în condiții optime. Viceprimarul Vladu a mai spus că în ședința de Consiliul Local de săptămâna aceasta, pe ordinea de zi, se va afla un proiect de hotărâre privind preluarea de către primărie a lucrărilor de reabilitare ale colegiului. Domnul deputat Nicolae Florian Floricel, cum îl știm toată lumea, deja a primit din partea noastră a primăriei o adresă prin care cerem un sprijin pentru continuarea acestor lucrări. Deja noi ne gândim, pentru că nu am crezut normal ca această lucrare de reabilitare a liceului să fie dată liceului care nu, practic nu are surse și practic nu are nici forța necesară, cel puțin tehnic, ca să conducă aceste lucrări. Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență a primit o donație generoasă de la o asociație japoneză. Astfel, paturile secției existente de la înființarea spitalului, adică din 1993, vor fi schimbate cu altele noi, grație generozității unei asociații din Țara Soarelui Răsare.
Secția de pediatrie a Spitalului Județean Veche din 1993 a impresionat prin deficiențele pe care le are pe președinta Asociației Japoneze, ISC. Astăzi, în biblioteca spitalului a avut loc ceremonia de decernare a unei donații făcute de Asociația Budistă Ezoterică, ISC, către secția de copii a spitalului. Managerul spitalului, Mihai Petre, a semnat forma de consimțământ pentru primirea ajutorului în prezența a 5 persoane din Asociația Japoneză, dar și cadre medicale ale Spitalului Județean. Astfel, paturile vechi de la înființarea spitalului vor fi înlocuite cu altele noi, 20 mari și 10 pătuțuri mici, înzestrate cu lenjerii și alte accesorii. Aici, în acest mic dosar, este trecută pe foaia respectivă lista cu numele în română și în japoneză ale fiecăruia dintre materialele și echivalentele cumpărate din donație. În secția de pediatrie, aflată la etajul 4 al Spitalului Județean de Urgență, sunt îngrijiți anual 4.200 de copii. Acea secție consultă în fiecare an peste 17.000 de copii din județ. Pediatria deține 15 saloane cu 37 de paturi. 30 de pungi cu sânge și tot atâtea de plasmă vor pleca de la Centrul de Transfuzii Sanguine Giurgiu către Spitalul Elias din Capitală. În județul Giurgiu sunt 850 de persoane aflate în evidența Centrului de Transfuzii care periodic vin pentru a dona circa 400 de mililitri de sânge. Din stocul de sânge pe care îl deține Centrul de Transfuzii Giurgiu, rezerva merge întâi la spitalele din județul nostru și apoi la cele din capitală. În fiecare lună trec pragul acestui centru în medie 200 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, persoane care întind o mână de ajutor benevol celor aflați în suferință și a căror viață depinde de o pungă de sânge. De ce ați venit să donați sânge? Eu sunt donator de foarte mulți ani. Prima oară am început să donez pentru sănătate. Cineva mi-a spus că dacă donezi, într-adevăr, îți face bine sănătate. Iar după aia, pur și simplu ca să ajuți alți oameni. Ați avut situații vreodată când ați avut nevoie de sânge sau cineva cunoscut dumneavoastră? Da, mama a avut în 94 când a murit nevoie de sânge și am donat eu complet pentru ea. Iar eu am avut și eu în 90 când am avut accident de mașină, problem că am lucrat sigur că am ajuns. Nevoie de sânge. Eu sunt un donator foarte bun și eu și soțul meu și vreau să vă spun că donez de 7 ani, de când am depistat că am probleme cu coloana. Și am mers la un institut la Ana Aslan și acolo mi s-a spus să mă duc să donez. Schimbându-mi sângele, forțează coloana și de atunci sunt... Deci este foarte bine. Simt că m-am eliberat, mă simt mai ușor după ce donez. Și mai am și prietene și colege care le-am luat și sunt donatoare. E foarte bine, salvăm o viață. Și o ajută, dacă naște cu niște probleme. E foarte bună. Cine poate să doneze, e foarte bine. Sunt oameni în dificultate, care au nevoie, mai ales grupele mai rare. Foarte bine pentru cine poate să doneze, că e o grupă bună. Foarte bine, că salvezi niște oameni care au nevoie de sânge, nu? Foarte bună, te ajută cu ceilalți. Donatorii sunt verificați printr-un examen clinic al stării de sănătate, li se recoltează analize medicale și dacă sunt bune pot deveni donatori universali. Multe persoane refuză donarea de sânge pe motiv că se vor simți rău sau că vor avea de suferit o perioadă de timp după recoltare. Specialiștii spun că cei 400 de mililitri de sânge donat se refac imediat în următoarele 24 de ore, iar conținutul de hematie în aproape 100 de zile. Distanța dintre două donări de sânge trebuie să fie minim de 70 de zile. Biologul Camelia Buliga spune că a donat sânge este benefic nu numai pentru cel ce primește, ci și pentru cel ce oferă. În urma recoltării, corpul donatorului suferă modificări în sensul că sunt reîmprospătate hematiile, se reglează tensiunea arterială, precum și beneficiul de a-și face un set de analize complet. Nu de puține ori au fost depistate persoane purtătoare de virusurile hepatice B și C, HIV sau boli dermatovenerice. În toamna anului trecut, în perioada epidemiei de meningoencefalită, rezerva centrului de transfuzii se diminuase considerabil. Noi la Giurgiu stăm bine acum cu banca de sânge, avem sânge din toate grupele, avem și pentru Spitalul Giurgiu și pentru spitalele din București care ne solicită. Rău am stat în toamnă, în perioada octombrie-noiembrie, când din cauza cazurilor de meningoencefalită am fost blocați
n-am putut să recoltăm decât din câteva comune în care n-au fost aceste cazuri apărute. O mână de ajutor la reînnoirea stocului de sânge au dat angajații de la pompieri, jandarmi și penitenciarul Giurgiu. În primele zile ale anului 2013, angajații Direcției pentru Protecția Copilului au venit și au donat sânge pentru persoanele ce aveau nevoie disperată de o picătură de sânge. 30 de giurgiuveni care dețineau arme au rămas fără ele. Polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase au depistat mai multe neregulă cei care dețin arme letale și neletale, motiv pentru care le-au confiscat. Peste 30 de giurgiuveni care nu au îndeplinit condițiile de depozitare a armelor au rămas fără jucăriile periculoase. Polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Giurgiu au efectuat controle la deținătorii legali de arme unde au depistat mai multe nereguli. Conform legilor ce prevăd deținerea și portului de armă, persoanele care nu și-au prelungit permisele sau nu au îndeplinit condițiile de depozitare a armelor au rămas fără acestea. În anul 2012 au fost înregistrați 1551 de deținători de arme letale și un număr de 1675 deținători de arme neletale. Din rândul acestora, în urma controlelor efectuate, la 89 le-a fost retras dreptul de deținere și port, dintre care la 31 de persoane pentru armele letale și 58 pentru cele neletale. Dintre motivele cele mai de anulare, cele mai des întâlnite, sunt fie neîndeplinirea condițiilor de păstrare a armelor și munițiilor, fie persoanele prezentau un pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, sau nu și-au prelungit valabilitatea permiselor de portare. Nu au scăpat de vigilența angajaților de la arme și muniții, nici cei certați cu legea, aflați deja în vizorul oamenilor legii. În anul 2012, la Giurgiu erau înregistrați peste 1500 de posesori de arme letale și peste 1600 de posesori de arme neletale. Neregul la reducerile oferite de magazinele de îmbrăcăminte și încălțăminte din Giurgiu, comisarii Oficiului pentru Protecția Consumatorului au efectuat mai multe controle, iar amenzile aplicate au fost pentru neconformități în cadrul vânzărilor cu preț redus. După cum bine se știe, la fiecare început de an avem parte de reduceri din partea comercianților de haine și încălțăminte. Suntem în plină desfășurare a sezonului de reduceri și de cele mai multe ori prețurile reduse sunt o adevărată capcană pentru cumpărători. Perioada 15-25 ianuarie a fost o perioadă neagră pentru comercianți. Prețuri incorrecte sau prețuri reduse fără a fi prezentate și cele vechi pe etichetă, prețuri incorrecte sau prețuri reduse fără a fi prezente și cele vechi pe etichetă. Asta au găsit inspectorii din cadrul Oficiului de Protecție a Consumatorului Giurgiu în urma unor controle efectuate. În urma controlului tematic s-au încheiat 6 procese verbale de constatare a contravenției, din care 5 sancțiuni contravenționale în cuantum de 12.000 de lei și un avertisment. Ca abateri constatate, vă puteți exemplifica existența pe etichetă a prețului, două prețuri înscrise sau peste prețul normal fiind aplicat o altă etichetă, lipsa etichetelor cu prețuri și o parte din produsele aflate la promoție nu au etichete roșii atașate pe produs, cum este menționat în anunțul afișat în magazin. Amenzile celor care s-au abătut de la lege s-au ridicat la 1200 de lei fiecare. De atenția sporită a angajaților OPC-ului, comercianții nu vor scăpa nici în zilele următoare. Cei ce sunt nemulțumiți de astfel de nereguli pot apela gratuit la numărul 021-9551. Vremurile bune par să fie apus pentru taximetriștii giurgiuveni. Clienții s-au împuținat considerabil pe fondul crizei economice, afacerea nemai fiind de mult profitabilă. Giurgiuvenii aleg să se deplaseze la pas, iar unii dintre ei cu mijloacele de transport în comun.
Zilnic, taxiurile din Giurgiu staționează ore în șir în așteptarea clienților, clienți care întârzie să apară. Pentru că au venituri tot mai mici din cauza crizei, giurgiuvenii s-au întors la mersul pe jos și au renunțat la taxiuri. Mai mergeți cu taxiul? Nu, n-am mers niciodată. Preferați să mergeți pe jos? Pe jos. Dar de ce? E mai bine, mai sănătos. Eu nu merg de obicei cu taxiul decât în unele cazuri. Preferi să mergi pe jos? Da. Nu. Preferi să mergi pe jos? Da, e mai sănătos. Mersul pe jos face piciorul frumos. Prefer să merg pe jos. N-am nici distanțe mai departe. Se pare... Și vi se va răspund sau... E și asta un motiv. Dar prefer să merg pe jos. Dacă oamenii se consolează cu gândul că mersul pe jos e mai sănătos, taximetriștii se vaită că le-au scăzut comenzile. Ei sunt nemulțumiți de câștigurile aduse de practicarea acestei meserii, care s-au împuținat tot mai mult. Șoferii se plâng că taximetria nu mai este o afacere și este mai degrabă o meserie de supraviețuire. Mai este taximetria o afacere? N-a fost și nici nu va fi. Mai aveți clienți? Ce funcționează în Giurgiu ca să funcționeze și taximetria? Nu a fost și nici nu va fi niciodată o afacere taximetrie. E un trai de azi pământ. Clienții mai vin la dumneavoastră? Nu mai vin clienții pentru că nu mai are lumea bani. Foarte plăcut, am de azi dimineață, uite, la ora 10 o curs am făcut aici. Până la autobuz. Da. Nu mai vin giurgiuvenii la taxiuri? Nu. Nu mai este o afacere. Mai aveți clienți? Mai sunt așa, un client la oră. Acum e cald, mai merge pe jos. Să trăim de azi pe mâine. E o sărăcie, e o povară. Mai vin giurgiuvenii la taxiuri? Dacă n-au bani, de unde să mai... Ați început anul prost? Foarte prost. Din cauza numărului scăzut de solicitări din partea clienților, stațiile taxi din oraș sunt mereu pline. Și dacă acum, în plină iarnă, giurgiuvenii nu apelează prea des la serviciile taximetriștilor, probabil că odată cu venirea primăverii, aceste mijloace de transport vor fi de-a dreptul ignorate. Orchestra de suflători Valahia a început stagiunea. Muzicienii de la Centrul Cultural Ion Vina, sub bagheta dirijorului Virgil Pețanca, au demarat un proiect muzical pedagogic generos. Elevii giurgiuveni ce studiază muzica la clasă au posibilitatea să participe la un laborator autentic. Stagiunea de concerte a Orchestrei de suflători Valahia a Centrului Cultural Ion Vina a debutat astăzi. Muzicienii, sub bagheta dirijorului Virgil Pețanca, au demarat un proiect muzical, dar și pedagogic de salutat. Ne-am propus și în acest an să oferim posibilitatea elevilor să petreacă cel puțin o oră ca într-un laborator de muzică, împletind astfel tot ceea ce a învățat teoretic cu practica. Vor pătrunde astfel foarte puțin în tainele cele mai frumoase arte, muzica, vorbindu-le aici despre sunet, vorbindu-le aici despre calitățile sunetului, vor putea să distingă fiecare timbru instrumental în parte. Tinerii iubitori de muzică au acum oportunitatea să aprofundeze teoria acumulată la clasă, experimentând sunetele din laboratorul de pe scena Centrului Cultural. Și fixăm durata. Dom'le, îmi cânti do un timp. Deci ea are întindere. Bun. Gata, am fixat, are durata. Dacă domn profesor vrea să-i schimbe durata, bineînțeles că se duce și spune, dom'le, voi cânta 4 timp do. Și atunci va cânta 4 timp do. Mai are o calitate aia despre care ați învățat, intensitatea. Lecția de muzică aplicată, oferită celor prezenți, a fost apreciată pentru originalitatea și modul neconvențional de predare a muzicii. Existența unor neînțelegeri în rândul liberalilor este negată de purtătorul de cuvânt al organizației municipale PNL. În opinia lui Petrișor Mustățeanu, liberalii se ocupă de activități transparente, cum ar fi proiectele publice. În ceea ce privește dialogurile desfășurate la nivel central, vicepreședintele PNL Giurgiu Marian Măroiu lasă de înțeles că propunerile venite din partea lui Călin Popescu Tăriceanu nu sunt agreate de Crin Antonescu. Purtătorul de cuvânt al organizației municipale PNL Giurgiu, Petrișor Mustățeanu, susține că nu se pune problema încordărilor existente în rândul liberalilor. Liderii PNL sunt oameni responsabili, care conlucrează foarte bine, care în momentul ăsta sunt preocupați de a desemna oameni responsabili la direcțiile de concentrate, care în momentul ăsta sunt preocupați
de alocarea de fonduri în localitățile din județul Giurgiu, dezvoltarea orașului, proiectele clare, transparente, la vedere. Părerea vicepreședintelui PNL Giurgiu, Marian Măroiu, când este vorba de liderii la vârf ai partidului, pare să contrazică spusele lui Mustățeanu, mai ales că acum liberalii giurgiuveni se declară încrezători în Crin Antonescu și nu în fostul lider Tăriceanu, căruia acum îi resping propunerile. Eu am încredere în președintele partidului nostru. Este cel mai bine cotat în sondaje la ora actuală și încă o dată spun că ideea domnului Tăriceanu este o idee la care cel puțin organizația noastră nu achiesează. Urmează acum rubrica Sport cu informații din fotbal și handbal. Dintre titulari obișnuiți au fost folosiți doar 5, Mureșan, Junior Moraes, Seto, Di Stefano și Fatai, restul fiind jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon sau noile achiziții Alexandru Giurgiu și Sergiu Ungurean. Dacă Tembo și Iahaia au fost menajați, alți 5 jucători nu au putut fi folosiți datorită faptului că au fost convocați la națională de selecționerul Victor Pițoică. Este vorba despre Silviu Lunca, Alexandru Mățel, Ștefan Bărboianu, Valerica Găman și Constantin Budescu. Următorul joc de verificare al echipei giurgiuvene va avea loc joi, 31 ianuarie, cu NK Osijek, locul 7 în prima ligă croată, după care Astra se va întoarce în țară. După o perioadă de preparare fizică, au urmat și jocurile de pregătire la Timișoara, unde giurgiuvencele au jucat 3 meciuri cu echipa din Divizia A, Universitatea Timișoara. Meciurile s-au încheiat cu o victorie a CS Nova Force 21-20 și 2 înfrângeri, 19-20 și 22-28. În partida jucată cu echipa de junioare 1, Colegiul Tehnic Media București, scorul a fost net favorabil fetelor noastre, 50-22. Ultima partidă din aceste pregătiri s-a jucat la Pitești cu echipa din Divizia A, SCM Universitatea Pitești, partidă terminată la egalitate, scor 30-30. Până la startul celor două campionate, antrenorul Virgil Georgescu va încerca să elimine carențele din jocul elevelor sale, jucând cu echipa Constelația Giurgiu Junior 3. La Giurgiu vremea este în proces de încălzire. Dacă va continua așa, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Chiar dacă vor mai fi norări și condiții de lapoviță și ploaie slabă, vremea începe să dea semne că se mai îmbunează. Miercuri noapte, în aproape tot județul Giurgiu, temperaturile se vor situa în jurul valorii de 1 grad. Aceeași temperatură se va înregistra și la Giurgiu. Joi, în ultima zi a lunii ianuarie, avem parte de vreme caldă pentru data din calendar. Până la amiază, în termometre se vor aduna 6, poate chiar 7 grade Celsius la Giurgiu. La Bolintin Vale va fi ceva mai cald, aici se vor înregistra 8 grade Celsius. La Mihăilești, Comana și Izvoarele vom avea 5 grade Celsius, în timp ce la Ghimpaș și Hotarele termometrele vor indica 4 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, vreme și vremuri bune vă doresc! Bună și criza la ceva. Face bine la siluetă. Nu avem bani de taxi și mergem pe jos să facem glezna fină. Nu e bai dacă o luxăm. Au adus japonezii paturi noi la spital, iar dacă vă răniți grav, încercați meloterapia. Nu vindecă și calmează, în surdină, fără focuri de arme. Nici alea nu mai sunt, au fost confiscate. În rest, numai de bine și la vară cald. Aceasta a fost pastila zilei. Știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți alături de noi. Urmează o ediție specială cu primarul Nicolae Barbu, iar de la 19:30 vă dă întâlnire Ilie Clement cu emisiunea La Porțile Dorului. Sunt Nicoleta Pană, numai bine!